dracu, țigani, mă. M-a băgat în faliment. Și acum o să vină să mă cumpere pe nimic. Și eu credeam că o să facă coadă la Buda. Crede pe dracu. Rezistente ale dracuciorii. Să trăiesc, domnul Sprâncean. Cu ce vă pot fi de folos? Ia zi, bă, cât vrei tu pe poșirca asta de șandrama care nu mai are niciun client, ha? Dar nu m-am gândit, domnul Toni, nu m-am gândit să vând. Da? Cât dai, dumneata? Bă, nu prea mult, că nu merită. Și halimosul e nașpa, ne-a cam deranjat la stomac. Serios? Păi da, noi țigani avem burți sensibile, bă. Ai 10 minute să te gândești, da? Și mai fă n-aibi ordine. Și-o carchi di bocă, te-a mama dracu. M-a luat deși. Deschide fafereastra aia, că s-a afumat de tot aici. Toni, mamă, cum poți să mai respiri, mamă? Dă-i fașii gogoșari. Nu știi nici până acum că lui îi place cu agritură? Aleu! Ai, de mine și de mine. Ia, mamă, și pâine. Ia, da, cine? Mă cam răsfățați astăzi. De ce cu voi de mă răsfățați în dimineața asta, în halul ăsta, ha? E că așa ne place nouă, în sala armată. Agritură. Oh, că-i destul, nu mai pune, că sacru eu. Lasă, e bine, mersi. Ia. Ia, mamă, și puțină sidră. A, e de la natural, cum da, e cu să nu... Da, da, portocale, mamă. Așa. E cam acru. E bun, lasă. Merge. Vezi că e cam rece, că-i dă-n frigider. Ochi la dracu să fii, băga mea și... Lasă, mamă, n-are nimic. Lasă, stai așa. Lasă, stai că-ți dau altul. Lasă că bag eu astăzi la spălat. Am și de la mine câteva. Stai, fă, că, lasă. Știi, lasă. Aș fi vrut să spăl mâine. Dar astăzi vroiam să mă apuc de geamurile astea, că s-a fumat de tot. Nu cred că le-a spălat vreodată, așa-i fac? Ei, cum să nu le spăl? Le spăl mereu. Dar s-a murdărit de la ploaie. Păi dacă s-a murdărit, de ce nu le spelfa? Mă vezi pe mine vreodată că stau? Mă vezi vreodată că stau? Degeaba. Păi acum ce faci? Stai, nu? Nu știu ce dracu aveți fă în dimineața asta. M-a apucat. Păi, tactu. Mă ruga să iau slugi în casă. Mamă, eu ți-am mai spus că n-am nevoie de slugi. Eu pot să-mi țiu singură casa în ordine. Pricepi? Nu. Da, nu vreau să văd una străină că vine și-și bagă mâinile în oalele mele. Că lui Toni nu-i place niciun străin. Și nu-i place să-i gătească nimeni, nimica. Altă mână de muiere. Da, pot să-mi țiu singură casa. Dar ce-s paralizată? Așa, muiere mândră, am fost și eu. Nu mi-am luat niciodată slugi în casă. Păi vezi, atunci ce mai vorbești? Deci când era jenică la bulau, ea, nu am luat. Auzi, fa, acum însă s-a schimbat, dar avea la fa. Acum singura treabă a nevestii este să se sulemenească, da, să se dea la bărbat. Ia, mamă, și tu, nu o să frece la oale toată ziua? Și când vine bărbatul acasă, să fie ruptă. Ha! Și dacă mai miroase și-a tigaie, a făcut rahatul praf, ascultă-mă, băbii. Auzi, pa, este de-aia, se duce unii la amante. De ce, mă, mamă? Ce rău să ai amante? Toni,
Te rog. Hai, fă, că nu vorbeam cu tine, vorbeam cu ea. Auzi, de ce sare așa? Am zis și eu așa o vorbă. Sau te simți cu musca pe căciulă, ai? De ce să nu simt cu musca pe căciulă? Ce, tata n-avea două, trei țâitoare? Avea! Numai alea pe care le știu eu. Dar păs nu ziceai atunci. Dacă tu era bărbat, mă. Era bărbat, nu ca tine. Întâi venea la mine să se rocorească și după aia ce se ducea la altele. Da, da, întâi la mine venea, să știi. Vezi-ți de casa ta și de muierea ta că se alege praful de toate. Ascultă-mă pe mine. Adică ce, n-am eu grijă de casa mea, mamă? Cum n-am eu grijă, mamă, de casa mea? Ce fătă-i plângi lui mama? Doamne, că... Toni, dar cum îți scoți în chipul ei, Toni? Dacă pe femeia ta nu mulțumești, mă, fiindcă așa ești tu, mă, Antoni, unul care nu dă pe acasă cu zilele și își vede numai de plăcerea lui. Da, da, nu-ți pasă de nimenea și de nimic, îți vezi numai de ale tale. Auzi, mă, trăiești tu ca un leu paraleu, dar ai să sfârșești ca un câine, fiindcă tu, Antoane, ai să mori singur. Ascultă ce la mine. Taci de-n gură, ia și mănâncă și... Dai, bre, o mănânc, na, o mănânc, na. Mănâncă-o, bagă-ți-o. De ce te uiți așa, fa? Trebuie să-l zică careva, nu? Păi te bagă la cap. O săptămână stă ca un buboi, ai văzut ce-ai făcut acum? E bună. Merge. Gătește bine America asta. Al dracu, Toni. Domnișoară, vă stăcim până mai încolo, să nu se ia gulanii de tine. Na, până jos! Că nu ești așa de transpirat. Dar care-i treaba, băieți? Ce căutați așa departe? Ce căutați în parcul ăsta? Să nu răciți până la secție. Uite, mă, ce-l facă pe ăsta grijă de noi. Gogule, ciocul mic și bagă la cap. Ai început să ție nasul la purtare și deranjezi pe cine nu trebuie. Ce aveți azi? Păi tu când ne mai duci cu preșul? Să moară mama dacă v-am mințit eu cu ceva. Păi ce-mi permit eu să fac așa ceva? Ce, nu știu că domnul agent mă ajută? Păi ce să ne minți, mă, n-ai spus ceva ca să ne minți? Nu, tu-l super pe domnul agent, vrei să stăm de vorbă și altfel? Ia, hai, dă-mă în jurghi, mă. Privirea în față, hai! Așa că tovarășul milițian, să știi că suntem foarte dezamăgiți. E bine, bă, n-aș tupără să aștepte pe niște proști, ca niște fete mari, să vrei vreo 10 ani la buloc ca să începi să vorbești. Păi dacă n-am avut de unde să-l apuc. V-am zis că Toni e un pește mare. Nu se lasă el așa ușor descoperit. Am pândit. Dar dacă n-a fost, ce să fac? Și eu vreau să-l înfundăm pe Toni. Dar trebuie să facem treaba cu cap, că altfel mă miroase. Auzi, lasă gargara și fii atent la ce spun. Data viitoare când te vezi tu cu Toni, poți niște microfoane. Dacă nu vrei, dau cuvântul meu că alegi în curte la bulău multă vreme. Mă taie. Dacă mă prinde, mă taie. Nu pot, dacă am microfon la mine, nu mă mai simt în apele mele. Și ăsta mă miroase imediat. Mă taie și nu vreau să mor de mâna lui. Auzi, trebuie frumos, potolește-te că-mi dau la tine. Sunt gravidă și lepăd. Ai 48 de ore, înțeles? La când te ridicăm? Și știi că n-ai unde să te ascunzi, da? Hai, Vale. Hai, mă, Vale, acum poți să transpir, mă. Hai, bagă! Măi, miei! Cheamă-mă pe măta, că vreau să-i zic ceva. Tata mea, ai să nu mai stau de vorbă cu dumneavoastră. Băi, poate sar gardul și te bași și pe tine și pe tactul. Nu mai mi-e teamă de dumneavoastră. Câți ani ai, bă? 14. 14? Am și eu un băiat. Nu l-am mai văzut de când era așa ca tine. Cum îl chema? Sândel. Sandu. Alexandru. Am și un coleg, Alexandru, e la clasa de oboi. Dacă o chem pe mama, poți să mai vin la studio? Ce faci, bă, negociezi cu mine, mă? Ți-am zis să o chem pe măta asta, ți-am zis. Nu e acasă. Și zi așa. Nu ți-e frică de mine, ha? Păi ne mutăm. Ce-ai zis, mă? Plecăm de aici. Unde? Într-o altă casă, într-un alt cartier. Bye, bye. Bă,
Pe fire, Andrei. Cu mic și joc de glizne. Voi era să facem? Voi m-ați chemat? De ce m-ați chemat? Cra! Voi era să mea pe șeful? Cra! Vrei, ia vină cu. Mă întreabă ce găsesc eu la tine. Da? Da. Mi-auzi. Și? Tu ce le spui? Chiar, ce găsești tu la mine, prințesă? Păi, nu prea știu. Păi, cine știe? Poate că m-ai căutat unde trebuie? Ei, cine caută, găsește. Da? Ce șucare ești. Șucare rău de tot. Rău de tot. Te rup. Mama, asta e cam, e cam filmul ăla, știi? Stai. Ce să stau? Stai. Că mi-am dat crepitație, deci. A? Ce faci, bestie mică, cu asta? Pune-l, te rog. Faci balon așa? Pune-l. Unde să-i? Unde? Vrei să ți-l pun eu? Știu mai multe feluri. Am, că nu mai e plăcerea plăcută cu asta. Nu. Fără nu facem. Aia nu facem, facem. Dacă mă iubești, dacă mă respecti, o să ți-l pui și da, o să o facem. Dar trebuie să ți-l pui mai întâi. Da, mă, dar noi nu punem de-astea, balonașele astea. Nu folosim. Noi? Care noi? Noi bărbații, noi țigani, noi ăștia din clanul Sprânceană, care noi? Noi toți. Voi toți. Atunci voi ăștia tot nu sunteți decât o adunătură de înapoiați care turnați prost de nu mai știți nici cum îi cheamă. Auzi, mă, Pacino, toarce-te la șată, că acolo se ție loc. Ana. 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 Și ia zi, mă, fane, care-i o porecla ta? Ce este? Păi care din ele, că-s mai multe? Fane Moroiu, Fane Desfumatul, Nemuritorul, zi mai simplu Highlander. Dar știți de ce? Da, poate nu ne interesează. Stai, mă, stai. Bă, că poate e, un pic, poate e de râs, stai așa. Într-o zi mergeam cu bicicleta pe stradă. Așa. Un rom întâmpit vine din spate și mă lovește, mă aruncă vreo 2 metri în aer, după care am picat fix în cap. Cool! În clipa aia, mort, decedat, oficial tot. Hei, groapă, alai, plânsă, te urlă. Asta mea, nici urla aia acolo. Ei, ușor, mă, băi, să litenești să mori aici, că noi nu ți-am făcut nimic încă. Stai așa, Tian, la groapă vine popa. Să zică și el slujba. Și are pe mătuful la cu apă sfințită. Bagă în apă sfințită, zice acolo, zice, băi, și sare pe mătuful din mine. Direct pe fața mea. O babă să pleacă, să ia pe mătuful. După fața mea, în clip aia mă ridic și iau pe aia de basma. Moare baba și-o îngroapă în locul meu. Dar dracu! Tare. Am 9 vieți ca pisicile. Da. Să mor tu! Poate 8, mă, că una s-a dus. Auzi, măi, Descumatule, acum pe bune. Spune lui Bulibaș tu coardă că în 2 zile îl priponim pe Toni Sprânceană. Dar momentul ăla să aibă 100.000, da? Alo? Să ne fie dator. Alo? De căciulă, mă! A? Să strângeți la vele, aveți banii pregătiți, da? Hai! Pa, măi, Highlander-e. Joc de glezne, hai! Aoleu, hai, frate, să-și lasă că eu trage tot. Hai, încoa. Mâncă-i aș bătâni. Ah.
așa se cade. Cățești, bătă. Auzi, mă, asta toarce sub tine ca muierea aia mulțumită. Să stăpâniți sănătos, șef. Asta-i de alea parfumate? Asta-i așa. Ce-a vrut, mă, gaborii aia? Gaborii? Uh-huh. Hai, dracu. E puși pe loate, bre. Unul vrea 100.000, celălalt 100.000, în total 200.000 de euro, ca să băgăm la bulău pe Tony, auzi. Auzi, mă, vezi că e cu silicon. Paulo, o să-mi crească țâțele. Cum o să dau eu șpagă ca să-l înfunde pe Tony Sprânceană, mă? 200.000 cu TVA sau fără TVA? Vrăjeala, șeful, și-o mă gândit că-i vrăjeala. Auzi, îți mai iau unul de ăsta, că e... E răcuroasă, e drept. Auzi, a? Poate nu-i vrăjeală, dar să dau eu bani la gabori ca să bage la bulău un țigan de-al meu, mai bine îl omor cu mâna mea, mă. Hai, gata, gata cu frecatul, gata că o să strălucești ca palatul împăratul. Auzi? Și mai du-te și te spală că ai început să puți adihor. Eu când sunt în acțiune, iese adihorul de mine. Hai, gata, dă-te jos că mi-am pus mașina. Șapte vieți, a? Ce să spun? Mă ia joacă deodată. Oh. Noapte. Mă zvârgolesc ca un jerpe. Zic, Ali, Ali, dorm, Ali. Allah, de-aia a făcut noaptea, să dorm, Ali. Înghid ochii și cum mâna iau banii din sertar. La mine, încet, să nu audă nevasta. Pe urmă, când ies afară, îmi pare rău. Cum am mai zbuz, dar ce să fac, ce să fac? Când ajung la masa de joc, aud așa cum îmi bate inima în urechi. Așa sunt eu. Știi, oamenii sunt dependenți de mai multe lucruri. Unii sunt dependenți de alcool, alții de tutun, de droguri, de sex, chiar de muncă. De muncă? Să fii prea prost. Să fii prea prost. Omul are o lipsă și încearcă să pună altceva în loc, ca să se simtă mai bine și să uite de problema lui. Te simți mai bine pe moment, dar nu rezolvi problema. Ție ce-ți lipsește, Ali? Sunt singur. Mi-e dor. Mi-e dor de țara mea. De mama mea. De brații mei. Tu ai pe cineva aici, în România? Eu și cu nevasta. Și cu aia care mă urmăresc pentru datorii. Și arabi și romani și zigani. Mai ales zigani. Mai târziu sunt în ședință. Ce cauți tu aici, Tony Sprânceană? Ce cauți tu aici, băi, dobitocule? Nu-ți permit să dai buzna când sunt cu un pacient. Vreau să mă las de cărți, să scap de gămădari ca voi. Gata cu bogherul! Gata cu bogherul! Idiotule! Mai mult s-o eu, dracu, cară-te de aici până nu-mi trece vreo idee prin cap să-ți cer lovele. Mai bine să-mi dai tu lovele pe gamioneta mea. M-a spus mie, da, să nu facă fașiri cu zigani și jidani, dar eu broz nu l-am ascultat. Du-te, bă, de aici și pupă-ți cămilele în bot, bă! Ba mai vin, că e platit de bubali, mă! Debitorule! Ia uite, frate!